găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. M-am gândit pentru această seară să discutăm despre problemele tenului, probleme care nu apar ele așa oricum, ci în sezonul rece. Știm foarte bine că odată cu temperaturile mai scăzute apar și diverse probleme ale tenului, se usucă mai repede, apar tot felul de eczeme, dar și alte probleme, dar despre care vom vorbi mai multe cu invitata mea din această seară, doamna doctor dermatolog Adriana Mosor. Bună seara și bine ați revenit în platoul Doto TV. Bună seara, bine v-am găsit din nou. Dacă ar fi să discutăm cumva, cred că nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre problemele care pot apărea și despre îngrijirea pielii, căci despre asta este vorba. Cumva, indiferent de anotimp, cred că trebuie să avem grijă de tenul nostru. Da, asta automat. Este adevărat. Și în general de piele, că până la urmă clar. De toată pielea, toată suprafața pielii noastre. E cartea noastră de vizită, practic. E, mai ales pielea feței, tenul, e primul lucru pe care îl vedem la o persoană. Și cel mai expus, nu? Mâinile? Da, clar. Mâinile și tenul sunt zonele cele mai expuse. Sunt zonele pe care nu le acoperim, indiferent de sezon, apropo de tot timpul anului. Deci, automat, trebuie să le oferim o atenție continuă, măcar lor. Discutând despre problemele în sezonul rece, vedem că temperaturile scad ușor. Mă rog, avem o perioadă chiar bunicică, da. Nu ne putem plânge, vorba aceea, îi mulțumim bunuțului pentru ceva soare și grade în plus, dar știm că tot va veni și el frigul la un moment dat și atunci vor apărea problemele. Despre ce probleme mai exact vorbim la nivelul tenului în special? Păi, exact cum ai spus mai devreme, iarna sau, mă rog, în sezonul rece temperaturile sunt scăzute și prin această temperatură scăzută aerul este mult mai uscat, automat se usucă și pielea noastră, deci își schimbă cumva textura și are nevoi diferite, are nevoie de, fiind mai uscată, evident, să compensăm această pierdere de apă prin aport de apă în plus și nu neapărat un aport sistemic, adică suplimentar, că bem noi mai multă apă pe timpul zilei, ci apă local, prin cremele și produsele cosmetice pe care le folosim, dar de asemenea să și prevenim cumva aceste pierderi de apă, tot așa prin anumite produse cosmetice. Pentru că dacă lăsăm să se accentueze această deshidratare, această xeroză cutanată, cum îi spunem noi în termeni medicali, apar acele eczeme și iritații și inflamații de care povesteai, sau pacienții care se cunosc deja cu afecțiuni preexistente, li se exacerbează puseele de dermatite atopică, de psoriazis, de acne sau de... Deci o putem da în diverse. Exact, exact. Da. Deci hidratarea atât internă cât și externă practic este pasul cel mai important în sezonul rece. În primul rând, da. Dacă vorbeam astăvară de factorul de protecție și de protecția solară, evident că nu renunțăm nici aici, nici acum. Poate nu mai e atât de mult prezent soarele că e acoperit de nori, dar tot este acolo, exact cum am zis că avem nevoie de protecție solară, dar acum trebuie să acordăm o atenție deosebită asupra hidratării tenului și a pielii și a menținerii hidratării acestei hidratări a pielii. Există ceva ce trebuie să facem în mod special în această perioadă a anului? Toamna, știți că sunt multe lucruri care se spun, uite, se fac toamna sau se fac primăvara, cumva aceste două anotimpuri par benefice pentru diverse detoxuri sau tratamente faciale sau mai știu eu. Sunt perioade benefice pentru ceva anume atunci când avem grijă de tenul nostru? Sunt perioade favorabile, într-adevăr, nu neapărat că trebuie să le facem, dar avem liber, ca să zic așa, le putem face cu o ușurință mai mare și fără acea grijă și frică cumva de reacțiile adverse ale soarelui pe care s-ar fi întâmplat pe timpul sezonului cald. Soarele nu mai e atât de puternic, deci putem să facem tot felul de proceduri din acestea de înfrumusețare, de tip peeling, de tip microneedling sau lasere, care să ne ajute să ne corectăm tot
tot felul de defecte sau imperfecțiuni ale pielii și avem liber la astfel de proceduri acum toamna și iarna, că soarele nu este atât de puternic, deci nu ne afectează atât de mult și nu pot apărea așa multe reacții. Și cumva fiind și perioada mai liniștită, putem să ne rupem și 2-3 zile pentru a le sta liniștiți în casă, exact. Iar tenul să se refacă. Da. Dacă ar fi să vorbim de produse, despre produsele pe care le aplicăm tenului, ce facem greșit aici? Ce produse ar trebui să folosim și ce produse nu ar trebui să folosim în această perioadă? Mă gândesc că și aici este o oarecare diferență față de anotimpul cald și aici excludem SPF-uri, despre care a spus deja că el trebuie folosit cumva constant, dar mă gândesc în cantități diferite. Cantitatea teoretic este aceeași, indiferent de iarnă, soare sau, mă rog, dacă e vizibil sau nu, chiar dacă e acoperit de nori, teoretic ar trebui să punem ca aceeași cantitate de factori de protecție ca să fim siguri că suntem liniștiți și suntem protejați. Dar acum vorbim de ceilalți pași ai rutinii de îngrijire a tenului. Într-adevăr, ingrediente pe care n-ar trebui să le folosim, ele nu ar trebui să fie prezente în creme sau în produsele cosmetice, indiferent de sezon sau de perioada anului. Și am mai vorbit cu alte ocazii despre parfumurile din creme, despre uleiurile esențiale care pot exacerba aceste dermatite sau aceste reacții adverse neplăcute. Însă pe timpul sezonului rece, într-adevăr, avem nevoie totuși de ingredientele acestea care să mențină hidratarea apei sau hidratarea pielii sau să o hidrateze ele. Și anume acestea sunt de două tipuri, sunt acelea hidratante, da, care aduc un aport de apă în piele, și emoliente care mențin cumva sau păstrează nivelul de apă la nivelul pielii. Acele hidratante, evident, produsele cu o cantitate mai mare de apă în compoziție, cu acid hialuronic, care știm deja că are un foarte puternic rol umectant, iar celelalte care ajută această emoliere sunt cele care conțin produse proprii pielii. Practic, nu avem nevoie de nu știu ce extract de plantă. Pielea noastră ce să facă cu extractul ăla? Ea are nevoie exact de ce are, din ce e alcătuită, nu? Avem nevoie de ceramide, de acizi grași, de trigliceride. Din astea sunt compuse pielea. Și lucrurile acestea le avem în cremele obișnuite, nu cu ingrediente minune, cum zic eu pacienților cu lacrimi de pui de panda din vârf din Himalaya. Astea sunt doar de marketing. Exact, dacă e să ne uităm, îi vedem o minunăție, adică este o plajă foarte mare de produse de genul acesta și este foarte important să știm cum le triem. Iarăși, de unde le achiziționăm? Adică totdeauna trebuie să apelăm la ajutorul unui specialist care să ne spună, uite, te duci în locuri, nu știu, în farmacii, spre exemplu, adică undeva evident specializat, nu așa să le luăm din comerț și din spuse și din, uite, face cineva acasă, adică sunt tot felul de lucruri din acestea și e important să știm să le debarasăm. Da. Exact cum mai zic pacienților, alimentele sunt pentru a le mânca, pentru a le hrăni, nu ni le punem pe față, în primul rând, apropo de creme și măști sau asta eu știu ce alte lucruri pe care le facem acasă. De ce să facem? Poate le făceam înainte, eu știu, pentru că nu era o plajă de atâte tipuri de cosmetice și dermatocosmetice. Dar acum avem mii de tipuri de creme, de produse, de ce să facem în continuare, că sunt naturale. Și acele produse, chiar dacă au niște ingrediente pe care nu știm să le citim sau nu știm ce reprezintă, cel puțin cele care sunt vândute în farmacii, dermatocosmetice le vorbesc acum, nu au voie să aibă ingrediente care să ne facă rău. Ele sunt foarte atent studiate și trec prin niște filtre foarte mari și prin niște avize foarte mari care nu lasă să pună concentrații care să fie periculoase pentru ten. Deci nu ar trebui să ne fie așa de frică. Într-adevăr, produsele vândute în supermarketuri sau în alimentări, ele nu sunt omologate, nu sunt
controlate prea mult. Deci acolo putem să avem o oarecare temere, mai ales dacă știm că avem un ten sensibil. Dar cele din farmacii sunt safe, ca să zic așa. Da. Da, deci acolo o puțină reticență la ceea ce ține de produsele astea din magazinele alimentare, supermarketurile mari și așa mai departe. Să vedem când ne adresăm doctorului dermatolog. Știți cum e, dacă ai o problemă, te doare o măsea foarte tare, parcă te sâcăie și direct te duci la dentist pentru că n-ai încotro. Așa cu fața o mai dreși, că îți mai spune nu știu cine de o cremă minune, cum vorbeam adinea, urcă mai stai că uite mă bate puțin soarele și se duce, nu știu, problema, mă dau cu o cremă pe care o am pe acasă. Adică sunt cumva diverse situații prin care încercăm să ocolim mersul la dermatolog. Trebuie făcut și acesta în mod regulat, așa cum mergem până la urma urmei la alte controle pe care le facem de rutină, așa cum se spune? Da, cel puțin, în primul rând, verificarea alunițelor este foarte importantă să o facem odată, cel puțin odată pe an, la sfârșitul sezonului cald, adică acum toamna, pe la începutul toamnei sau maxim sfârșitul toamnei, pentru că atunci vedem dacă au apărut leziuni noi în urma expunerii la soare de pe timpul verii sau dacă s-au modificat leziunile preexistente. Deci e important măcar din punctul acesta de vedere pentru prevenția cancerului de piele, e importantă o vizită la dermatolog prin care să ne facem așa un check-up din cap până în picioare la toate alunițele prezente pe piele. Apoi, dacă vorbim strict de diverse afecțiuni, de alte tipuri de afecțiuni cutanate, evident că orice problemă pe care o vedem că nu trece în mod normal de la sine sau dacă îi aplicăm noi o cremă obișnuită, o cremă hidratantă, nu neapărat tratament, că nu vreau să intru în discuția aceasta, dar nici aici nu e ok. Pielea e așa la vedere, ia și tu o cremă din farmacie, vezi cum este. Sau la mine e bună, da, iau că sigur o să-ți facă seminuni, cumva nu merge. Da, da. Lumea crede că dacă există creme, că trecem de la un subiect la altul, dar lumea crede că dacă există creme hidratante sau creme de îngrijire și cremele tratament sunt la fel, poate să le folosească oricine. Nu, crema tratament e exact ca și pastila aceea pe care nu o luăm oricând. Practic, are nu și o luăm un oricând, termen. Nu, exact, nu o luăm cu orice, în orice fel. Nu, că mai sunt care se dau de 10 ori cu crema tratament. Nu, trebuie de pe zi. Trebuie să te dai o dată, de 2 ori, maxim 3 ori, eu știu. Dar depinde de afecțiune. Dar că doar pastilele nu le iei pe toată odată, le iei cu un anumit program. Așa e și cu crema. Chiar dacă e tot cremă, totuși are asta ingrediente zic, active sunt persoane acolo care tratează mai superficial acest subiect și de asta am ținut să vă întreb și asta până la urmă și la doctorul dermatolog, pentru că și de pielea noastră trebuie să avem grijă sau poate că în special, așa cum a spus, că este cartea noastră de vizită și atunci și vizitele ar trebui să fie tot atât de dese, precum sunt la un control, nu știu, de rutină la alți doctori cu alte specializări. Că vorbim despre piele, da, în afară de cea a tenului de pe față, care este cea mai expusă, de altfel avem și pielea de pe corp, care reprezintă practic cea mai mare suprafață a corpului, cum avem grijă de ea? Trebuie și ea tratată într-un mod special și ea hidratată în toată această perioadă sau ea cumva este mai neglijată? Te îmbraci repede cu ceva, stai că nu se vede, adică și aici mai există lucruri de genul ăsta. Evident că sezonul rece, aerul uscat poate să ne usuce pielea de pe orice suprafață a corpului, nu neapărat de pe față sau de pe mâini. Deci dacă observăm că avem o tendință să ni se usuce pielea, primul lucru pe care îl facem, evident, este să aplicăm o cremă hidratantă, un balsam emolient care să contracareze această problemă. Dar poate ar fi important să fim mai atenți și la igiena, la produsele de igienă pe care le folosim. Și aici nu vorbesc neapărat la gelul de duș obișnuit, ci și la detergenții și produsele cu care spălăm hainele, pentru că și acestea pot să rămână cumva în țesătură, în fibră. Noi purtăm mai multe haine, acum pielea e mai
sufocată de... exact de, și automat toți acești detergenți pot să interacționeze cu pielea mult afectează mai mult. Exact, și... da, sigur că da. Da. De aceea, dacă vedem că avem această tendință să ni se usuce pielea, poate schimbăm și produsul de curățare, să luăm ceva mai blând, mai pentru o piele uscată, pentru o piele sensibilă, exact, la fel detergentul să-l schimbăm, să luăm ceva mai blând, mai bio, sau măcar să clătim de mai multe ori hainele, pe lângă ce am vorbit mai devreme cu aplicarea cremei hidratante. În rest, da, evident, pe corp, pentru că nu ne expunem la soare decât dacă plecăm într-o vacanță în țările calde, suntem fericiți și norocoși, exact. Atunci, da, folosim și cremă cu factor de protecție, evident, dar altfel pe timpul, pe corp, în extra sezon estival, nu avem nevoie de protecție solară. Referitor la pielea mâinilor, că și ele sunt extrem de expuse în sezonul rece, dacă nu punem niște mănuși și știm că atunci când le punem, nu prea ne mai mișcăm chiar atât de bine și de multe ori nu le purtăm, tocmai din cauza aceasta că nu mai suntem la fel de practici. Ce facem cu mâinile? Că cele de la fricșele sunt foarte afectate, crapă, îmbătrânesc mai rău. Cum avem grijă de ele? Păi, știi deja soluția, am văzut că ai spus să purtăm mănuși în primul rând, dacă nu suportăm, învățăm să ne învățăm și să ne obișnuim. Știm că mâinile se usucă din cauza frigului, există chiar o denumire în dermatologie, eczema craclee, care apare din cauza frigului, da? Deci, știm toate cauzele acestea, evident, combatem acest frig. N-am cum să stau din casă tot timpul, dar când ies, poate la început va fi greu, dar cu timpul, pe măsură ce folosim, cu siguranță mănușile noi ne vom obișnui cu ele pe mâini. Dar pe lângă asta, o cremă de mâini, să o avem tot timpul cu noi în poșetă sau, mă rog, în buzunar, este soluția. Exact ce le spun și pacienților în cabinet, cât mai des posibil această cremă de mâini, pentru că... Deci nu se aplică doar o dată dimineața înainte să plecăm de acasă și sănătate? Nu. Mâinile nu numai că sunt expuse frigului, bine, frigul acum este un factor în plus, dar de când cu pandemia aceasta, ele sunt expuse foarte mult acestor produse de curățare, de acestor săpunuri și acestor dezinfectanți, deci ele oricum sunt agresate, săracele, și mai vine și frigul, un factor în plus care agresează pielea, automat întețește cumva. Exact, poate să favorizeze mult mai mult apariția de eczeme și de dermatite de contact. Deci crema hidratantă nu ar trebui să lipsească din poșeta unei doamne sau din sau deci din buzunarul o mini cremă, da, acolo există pentru mâini. Și exact, și format din acestea mic. Știu că sunt mulți pacienți cărora nu le place, sau mă rog, multe persoane cărora nu le place să simtă pielea grasă așa după ce și-au dat cu crema și de aceea evită. Ce le zic pacienților, încercați să dați doar pe zona, eventual doar pe zona unde se simte că e pielea uscată, că e mai aspră, că cea e mai neplăcută. Da. Adică nu trebuie neapărat să dăm pe toată suprafața. Exact, că doar acolo unde este nevoie. Și doi la mână, dacă tot nu ne place și nu ne place, este foarte probabil să nu fie potrivită crema respectivă pentru pielea noastră. Și o schimbăm, o cremă este cea care este absorbită și nu rămâne și dă senzația aia neapărat așa de grăsime. Teoretic, crema care lasă pielea așa puțin grasă este foarte ok, dar într-adevăr, pentru că este și ocluzivă, adică are și ingrediente care ne protejează așa pielea și nu mai permite nimic să vină din afară să ajungă pe piele. Dar ne împiedică desfășurarea activităților zilnice, automat, că nu putem să mai facem nimica dacă avem pielea unsă și grasă. Corect. Dar există și creme
dermatocosmetice prin farmacii pe care le putem aplica și să luăm pixul, să scriem sau să conducem fără nicio problemă. Trebuie doar să le testăm, să le încercăm. Și să nu ne facem griji că rămân acolo și aoleu, am dat banii pe ea, ce fac cu ea acum că nu e potrivită. O dăm pe călcâie atunci. Călcâiele noastre sigur ne vor mulțumi, că întotdeauna uităm de ele. Categoric, te-ați spus foarte bine, există și acolo o părticică de care, pe care tot timpul cumva o neglijăm. Da. Exact. Cât de important este să avem grijă și de ele. Deci și pe ele trebuie să le hidratăm. Da, practic nici o bucățică fără cremă. Da, exact. Și până la urmă cu călcâiile noastre ne vor mulțumi indiferent de tipul de cremă pe care le aplicăm. Referitor la procedurile despre care îmi spuneați mai devreme, la ten, ne întoarcem la ten, vorbeam despre peeling-uri. Îmi spuneați înainte de emisiune că ele sunt de mai multe feluri. De asemenea, vorbeam și de acel aparat pen, dermapen, micro-needling. Mm-hmm. Ok, această procedură. Care este diferența dintre cele două proceduri? Mi-e clar că ambele sunt recomandate în această perioadă în funcție de profunzime decât de procedura în sine, pentru că trebuie să stăm cumva feriți de soare și ceva timp în casă. Deci care este diferența între acestea două și în ce cazuri ar trebui să apelăm la aceste proceduri care, uite, ne fac să stăm puțin retrași? Păi, în primul rând, peelingul este o peelingul chimic, practic, poate fi și peelingul laser. E reprezintă un procedeu prin care se aplică o substanță chimică ce exfoliază straturile superficiale ale pielii, practic. Și cu cât e substanța de o potență mai mare, ca să zic așa, sau sunt substanțele acestea sunt de diferite tipuri, fiecare exfoliază mai mult sau mai puțin din straturile pielii. În funcție și de afecțiunea pe care vrem să o corectăm. Acnea este la suprafață, deci vom folosi un peeling superficial. Melasma, acea hiperpigmentare, acele pete maronii care apar pe față odată cu vârsta sau cu expunerea excesivă la soare, e puțin mai în profunzime, deci automat avem nevoie de o exfoliere mai profundă, ca să zic așa, dar nici chiar mult în profunzime. Deci totul e în funcție de... Exact, trebuie să știm să jonglăm. Evident că un specialist știe lucrurile acestea și pentru că sunt niște protocoale speciale pe care le folosim. Deci vedeți pacientul înainte, vedeți tipul de ten, necesitățile exact. Și în funcție de asta se stabilește exact și soluția respectivă, ridurile substanța folosită. De exemplu, e vorba de lipsă de colagen acolo, deci practic trebuie să ajungem în profunzime, să ajungem aproape de derm ca să de stratul mijlociu al pielii ca să împrospătăm pielea și să o refacem. Și automat peelingul e mult mai profund dacă e vorba de un peeling de întinerire, anti-aging. Da? Uh-huh. Iar dispozitivul celălalt de care vorbeam, de micro-needling, dermapen este primul dispozitiv de tip micro-needling a apărut în lume, după el s-au mai făcut și multe alte tipuri. Cum râd eu, e cam ca Pampers și că noi se zice Pampers, dar Pampers e unul singur, dar toate scutecele sunt, sau Adidas și... Exact, cred că am făcut reclamă acum. Nu, dar uite, e mare lucru, pentru că practic produsul așa se și numește și așa este și marca, că după ies și altele, cumva nu prea mai are relevanță. Da, exact. Exact cum mi se spune numele, pen cu denumirea la sfârșit, e ca un stilou așa, care are la capăt vreo 16 AC, cel ultimul model, și printr-o mișcare de dute vino pur și simplu perforează, face mici traumatisme la nivelul pielii. Automat aceste traumatisme înseamnă o stimulare a pielii de refacere a cutaiată, deci stimulăm producția de colagen, deci merge bine pe partea aceasta de cicatrici și de riduri fine, că mergem tot așa, nu trebuie să le ducem neapărat în foarte mare profunzime, dar prin aceste mici canalicule putem să tratăm și acnea, dacă mergem mai pe la suprafață, sau și melasma, tot așa, în funcție de profunzimea afecțiunii pe care vrem să o tratăm. Astfel de proceduri ajută sau cumva previn folosirea sau faptul că am putea ajunge la injectări?
Îmbătrânirea, ca să zic așa, și ridurile, că practic injectările astea fac. Botoxul blochează apariția ridurilor, special în treimea superioară a frunții, a feței, pardon. Iar acidul hialuronic se injectează în ridurile deja existente, în șanțul propriu-zis, ca să zic așa. Dar îmbătrânirea asta tot este la un moment dat. Adică asta zic, dar le mai amână, ca să zic așa, pentru că ar fi să vorbim cu un doctor specialist în cazuri de genul acesta, am auzit și de la 25 de ani că dacă există acolo niște semne, da, poți merge să, uite, da, injectăm, evident, facem un botox, după aia facem nu știu ce. Da. Previn lucrurile astea, adică ne amână acest mers la injectări? Trebuie să vedem tratamentele acestea din punctul meu de vedere. Eu nu fac injectări, n-am intrat în ramura aceasta, dar trebuie să vedem din punctul meu de vedere tratamentele acestea ca o modalitate de a ne păstra pielea sănătoasă și de un aspect sănătos și frumos. Nu folosesc cuvântul neapărat tânăr, da? Fuga aceasta cotidiană de a nu fi bătrân, de a nu îmbătrâni. Din punctul meu de vedere, dacă avem spiritul tânăr, un rid acolo pe față e chiar frumos, pentru că se vede că zâmbim, că suntem, ne vedem expresia feței. Dar e părerea mea personală, într-adevăr, îi respect pe toți colegii mei care fac astfel de proceduri, de injectări. Fiecare are un standard de frumusețe și ca medic, dar și ca pacient. Și dacă pacientul își dorește să nu aibă niciun fel de rid pe față, ok, se fac injectări. Dar nu, n-avem cum să prevenim cu oricât de mult dermapen am face, oricât de mult peeling am face. Când vine vârsta peste tine, vine și gata. Da, exact, exact. Dar ai o piele sănătoasă, ai o piele frumoasă, care ceea n-are imperfecțiuni. Ceea ce primează cumva și exact, să lăsăm vârsta exact, să exact. Își facă de cap până la da, urmă. Fiecare procedură își are locul ei în estetică. Și noastre, exact, da. Vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi. Cu siguranță ne sunt folositoare și știm cum să manageriem această situație. Eu zic că o vizită la doamna doctor cu siguranță ne va lămuri de orice problemă avem și vom ști exact ce avem de făcut, căci sfatul unui specialist contează mai mult decât cel al vecinei sau al prietenei, zic. Voi în continuare, dragilor, veți urmări știrile Doto TV. Eu vă aștept și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle, bineînțeles. Până atunci, vă pup și nu uitați să zâmbiți!